Nu noi
Atâția lucruri ne desparte sufletul nostru, că atunci când se întâmplă unul care ne apropie, ar trebui să facem din el o sărbătoare. Tot ce se vede și nu se vede în acest univers a fost făcut de Dumnezeu prin poruncă divină. Să se facă. Să fie. Singur omul a fost creat de Dumnezeu cu mâna Lui personală. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și a suflat în față suflarea de viață și omul a devenit ființă vie. Numai că fățarnicul de om l-a trădat pe Dumnezeu, a încălcat porunca divină, prin simbioza dintre har și libertate. Libertate cu care nici astăzi nu știe ce să facă. Sufletul este ceea ce îl face pe om om. Este elementul substanțial care îl face individual, personal, liber și veșnic. Înțeleptul Aristotel spunea că sufletul este entelehia trupului. Adică perfecțiunea și desăvârșirea ca scop al dezvoltării lăuntrice. Deci omul se poate dezvolta ca om numai din interior și nu din afară. Lumea pe care o trăim are două izvoare de suferințe a omului. Faptul că a întors spatele lui Dumnezeu și faptul că a încălcat legile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru armonia Universului. În zilele noastre
Omul se teme de numai de semenii săi și nu se mai teme de Dumnezeu. Nu-și mai practică cele trei fundamente ale creștinului. Rugăciunea, milostenia și postul. Doamne, nu te îndepărta de noi și nu-ți întoarce fața. Că nu ne-ai fost și nu ne-ai oaspete, ci părinte. Și oricât de răi și oricât de netrebnici ar fi copiii, Tatăl nu tulbură fântâna plină de lacrimi a râsurilor. Doamne, nu ne părăsi. Am batjocorit legea Ta, am mințit și am iubit deșertăciunea, dar știm că numai la Tine este salvarea. Ne ești mamă și ne ești tată și dacă ne-ai făcut în iubire, scoate-ne la loc larg din strâmtoarea vâltorii. Tată, ne-ai făcut din pământ cupe de vin și ne-ai dat olarului să ne ardă în foc. Ne-ai făcut harfe sunătoare și fluiere tânguitoare. Atinge cu mâinile Tale corzele sufletelor noastre și suflă din nou în demnul cântărilor noastre. Tată Ceresc, de ce stai așa departe de noi și îl lași pe tâlhar să atace ca fiara în cărările dosnice? Nimicește, Doamne, limbile lingușitorilor și buzele celor care vorbesc cu trufie. Ocărăște-i pe frații noștri care vor să-și ia toată partea doar din lumea aceasta. Fă să se clatine temeliile munților, să se tulbure apele marilor și vom alerga la Tine. Din dragoste pentru Tine ne vom urca singuri pe cruce și singuri ne vom reteza uscăciunile sufletelor noastre. Abia atunci ne vom aminti de câmpurile care au aruncat semințele primăverilor noastre, iar toamnele împăcării vor rodi din nou. La Tine vin, Iisuse, iar picioarele se strâng. Trecutul să-mi plâng amar, păcatul să-mi plâng. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne va.
scropit cu lacrimi și cu plâns păcatul lor cel greu. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Prin jertfa crucii i-ai spălat și i-ai iertat pe toți. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Iisuse meu, prieten bun, din anii vieții, cu Tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții. Cu Tine eu călătoresc la sfârșitul vieții. În zori de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce. Când toată lumea nu găsesc un chip mai bun și dulce. Când toată lumea nu găsesc un chip mai bun și Tu, Doamne, dai putere și fie chinul cât de greu, eu sunt o mântuire. Și fie chinul cât de greu, El simt-o mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus,
dar astăzi nu te aș mai lăsa, nici pentru lumea toată. Dar astăzi nu te aș mai lăsa, nici pentru lumea. Jos cu crucea răsturnată într-un sat, s-a oprit un om odată, s-a pus fața-n mâini lăsată și cu fruntea îndurată și lacrimile-i curgeau moale printre degete coale și-ți venea să-i plângi de jale călător oprit în cale singure. Cât i-am spus să nu mai plângă, m-a privit uios și-a pus fruntea-n mâna stângă și-a pus fruntea-n mâna stângă ca și cum ar vrea să strângă. Fața era albă.
Mizerabil în același timp. Sfântul Ioan Evanghelistul spune că lumea în rău zace. Omul fiind lumesc și el conține răul. Prin păcat. Păcatul este specific omului. Nici o altă creatură nu face păcate decât omul. Prin moarte, omul este egal cu toate celelalte dobitoace, iar prin păcat cade sub ele. Din această cauză, cred eu, salvarea omului și salvarea omenirii din acest rău care este dat, dar care se poate îmbunătăți, urâtul lumii se poate schimba dacă omul
aceste trei entități întruchipează divinitatea, dumnezeirea. Și atunci sufletul nostru este apt să se împărtășească din ele. Și Dumnezeu este de acord să ne împărtășim și din bine, și din adevăr, și din frumos, dar numai dacă vrem. Încreștinarea sau credința în Dumnezeu este o lucrare liberă între om și divinitate. Dacă vreau, cred. Dacă nu vreau, nu o să cred. Și nu se întâmplă nimic în fapt. Pentru că Dumnezeu nu este ceva exterior care să te oblige să crezi în El. Dumnezeu l-a lăsat pe om liber. Aici a fost marea înțelepciune a lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, că omul nu știe ce să facă cu această libertate care s-a întors împotriva lui, a devenit tragic. Și libertatea întoarsă se numește haos. Iar cel care nu vrea să creadă, deși este obligat, omul fiind ființă spirituală și rațională, este obligat să creadă în Dumnezeu, pentru că, așa cum spune Dostoievski, rădăcina divină e în noi, rădăcina mistică. Trebuie numai să o creștem. Și dacă nu o creștem, ne pierdem demnitatea morală. Uitați-vă în jurul dumneavoastră să vedeți câți din semenii noștri, cum se zice, de la vlădică până la opică, și-au pierdut demnitatea morală. Ce mare și puternic ești, Doamne, că eu pierd înainte de a ajunge în calea Ta. Și nu mă simt în stare să ridic până la înălțimea genunchilor, nici măcar un fulg din aripile Tale care umbresc pământul. Un singur fir de păr din sprâncenele Tale m-ar ostruie ca pe un copil ce-n fașă leagă doica, iar privind măreția lucrărilor Tale, sunt prizonier ca marea când se închide scoica. Ca pufnița ce noaptea vede a cerului culoare, iar dimineața e oarbă, sunt orb și eu. Și nu pot să înțeleg lucrarea Ta și a luminii splendoare. Oare ce sunt eu, Doamne, să-ți amintești de mine? Oare ce sunt eu, Doamne, ca să mă cercetezi? De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdele mele? De ce odată îmi lovesc fruntea de stele și apoi cobor să scurm în rădăcini? De ce odată sunt fructul cunoașterii și odată sămânță căzut între spini? Te caut în munți și pe întinsele ape năuc, iar Tu, neclintit lângă mine, continui lucrarea. Cu vântul mă bați și cu ploaia mă speli ca pe prunc. Cu o mână pe drum mă îndrepți și cu alta mi-ntuneci cărarea. Și gândul plecat se întoarce la gând și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg căzută din pom. Și în cerul semin,
Iisus, să ne prindem.
Dumnezeu, bărbat și femeie. Și le-a poruncit: creșteți și vă mulțiți, ocupați și stăpâniți pământul. Familia este baza acestei legi divine. Și în același timp, condiția îndeplinirii poruncii: creșteți și vă înmulțiți. Dar omul, parșivul, a mai rectificat puțin din legea lui Dumnezeu. Și a spus că se poate face o familie și din doi bărbați. Sau din două femei. De asta vă spuneam că omul poate cădea sub celelalte dobitoace, deși este ființă rațională. Este nefiresc și neomenesc să pleci din această viață fără să fi cunoscut vreodată adevărul despre tine, fără să îți fi înțeles corpul în care trăiești și sufletul și mintea care ți-au fost date pentru a opri izvorul propriei tale nefericiri. Ernest Berdea îi numea pe acești oameni omul din staul. Omul care trăiește ca într-un staul, rumegă și mănâncă din iesle, fără să se gândească ce rost are, de ce a venit pe acest pământ, ce misie are și unde se duce. Viața aceasta e bun pierdut, spunea Coșbuc, de nu trăiești cum ai fi vrut. Și omul nu se pricepe să-și trăiască viața. Nu este în stare să pregătește pentru viață și când spune sunt pregătit, se aude un glas care spune, da, da, s-a terminat. În timp ce ne ocupăm de altceva, viața trece pe lângă noi.
Am făcut această mică introducere pentru că vreau să vă rostesc un text, un fel de poezie, un text exact exemplificarea acestui lucru. Scris de o fată americană, nu de o poetă, dar are un adevăr de viață extraordinar. Se numește Rochia cea roșie a mamei. Atârna acolo în dulap, în timp ce ea murea, rochia cea roșie a mamei, ca o rană, printre lucruri uzate, cernite, în care și-a dus toată viața. M-am chemat acasă, și mi-am dat seama că nu va mai dura mult. Uitându-mă la rochia cea roșie, am întrebat-o: mamă, de ce n-ai purtat-o niciodată? O rochie atât de frumoasă. N-am purtat-o niciodată, mi-a răspuns ea. Stai jos, Mili. Acum că plec, aș vrea să punem la punct un lucru sau două, dacă se mai poate. Mama a tras aer în piept, mai tare decât credeam. M-am așezat lângă patul ei și mi-a zis: știi, mine, acum că vă părăsesc, văd lucrurile altfel. Te-am învățat de bine, dar ți-am făcut și foarte mult rău. Ce vrei să spui, mama? Toată viața am crezut că o femeie este făcută numai să-i servească pe ceilalți. Fă asta. Fă cealaltă. Îngrijește-te ca toți să fie mulțumiți. Îngrijește-te ca ai tăi să fie toți în vârf. Poate că vei ajunge și tu odată acolo. Dar de fapt asta nu se va întâmpla niciodată. Asta a fost viața mea. Am avut grijă de tatăl tău, de frații tăi, de sora ta și de tine. Nici odată nu v-am cerut nimic pentru mine. Ai făcut ce ai putut, mama. Nu, n-am făcut bine. Tatăl tău e în camera de alături, fixează cu ochii goi pereții. Când i-a spus doctorul ce se întâmplă, n-a putut să înțeleagă. A venit la patul meu și a zis: nu poți muri. Nu poți muri. Cu mine ce se va întâmpla? Auzi, cu mine ce se va întâmpla? Și așa e. Nici tigaia de prăjit nu știe unde s-o caute. Iar pentru voi, copii, am fost o excursie gratuită oriunde. Prima dimineață în picioare, ultima seară în pat, bucățica de plăcintă cea mai mică și bucata de pâine care se ardea o mânca. Mă uit la frații tăi și mă doare sufletul când văd cum se poartă cu nevestele lor. Și eu i-am învățat așa. I-am învățat să creadă că o femeie este făcută numai să servească. Nu v-am cerut niciodată nimic, niciodată nu v-am spus: vreau să mă duc în oraș să cumpăr ceva numai pentru mine. Când am cumpărat rochia asta, aveam ceva bani care trebuia să-i dau în altă parte, am intrat în magazin și am venit acasă cu un pachet mare. Tatăl
și aruncat-o. Ce ai cheltuit atâția bani? Unde o să porți rochia asta? Ce, mergi la operă sau unde? Și au dreptate. N-am îmbrăcat-o niciodată, decât atunci în magazin, când am încercat-o. Să porți tu rochia asta, Mili. Și vreau să-ți mai spun ceva. Acum cred că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să avem ceva aici pe pământ, numai al nostru. Și vreau să-ți mai spun că dacă o minune m-ar scula din acest pat, ai avea o altă mamă. Atât de mult mi-a dăruit locul, că greu l-aș putea obține, dar aș învăța. Aș învăța. Atârna acolo în dulap, în timp ce ea murea, rochia cea roșie a mamei, ca o rană, printre haine uzate, cernite, în care și-a dus toată viața. Ultimele ei cuvinte au fost, Mili, promite-mi că nu-mi vei călca pe urme. Și-am promis. Și m-am închis ochii. Răsuflarea i s-a tăiat. Și în sfârșit și-a luat soarta în propriile ei mâini. În moarte. Thank you.
Ce face pe cruce bună.
Sub crucea lui Iisus.
aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Are
viața pe pământ. Credința cea ortodoxă în Iisus, cele șapte sfinte taine El a pus. Cine trupul Lui primește, cu Domnul se împărtășește. Dragul meu, dragul meu, să trăiești cu nădejdea în să facem ca El să dobândească realitate. Dacă Dumnezeu rămâne în sine și nu coboară în realitate, pentru noi Dumnezeu există și nu există. Dumnezeu nu s-a arătat omului niciodată, dar se revelează prin lucrarea Lui extraordinară, din care facem parte și noi, prin rugul aprins pe care s-a arătat lui Moise, eu sunt cel ce sunt, și prin Fiul Său, Iisus Hristos, care a fost trimis pe pământ să ridice răul. Dar dacă de sărbătoarea Sfintelor Paști noi nu ne facem în fiecare an contemporani cu Iisus, așa cum spune Părintele Stăniloae, să ne organizăm viața după cadrul vieții lui Iisus, atunci povestea lui Iisus rămâne o simplă legendă. Asta era sărbătoarea Paștelui. Omul se făcea contemporan cu Iisus. Îl aducea în realitate. Sărbătoarea Paștelui era o sărbătoare a primenirii. Toată lumea golea casa și spăla și curăța tot. Fiecare copil avea ceva nou. Și era și o primenire lăuntrică prin ceea ce se făcea la slujbele religioase și prin misterul sărbătorii. Avea un mister, o taină. Am omorât această taină. De Paști mergem la marile magazine cu căruciorul, l-umplem de bunătățile lumii pline de otrăvuri, chiar și în vopseala de ouă. Este o otravă foarte periculoasă pentru copii. Poate că nu degeaba bătrânii noștri, cărunți, cum spunea Iung, vopseau ouăle cu coși de ceapă și cu sfeclă. Nu cu mizerile acestea chimice. Deci, acesta este rostul Paștelui. Dar ea s-a transformat, cum spune Adrian Păunescu, într-o sărbătoare trivială. Și are dreptate când spune, primim o înviere din import de la cei ce întâi ne și omoară.
aceste semnificații, ele sunt simple zile de sărbătoare. Simple povești. Iisus a adus pe pământ trei lucruri fundamentale pentru omenire. Iubirea, care este fundamentul existenței umane. Dacă iubirea dispare, lumea intră în haos. A doua binefacere este crucea, ca simbol al luptei spirituale, și suferința, ca formă de cunoaștere și de înălțare lăuntrică. Marele scriitor rus Fyodor Dostoevski spunea că fericirea se cumpără cu suferință. Deci omul nu se poate regenera numai prin suferință. Vreau să vă spun o poezie care se referă la cele cinci principii a înțelepciunii lumii, care se bazează pe iubire și pe răspundere. Este relația dintre soț și soție, relația dintre soț și copii, între părinți și copii, relația dintre frați, relația dintre prieteni și relația dintre șef și subaltern. Toate aceste cinci forme de relații umane, dacă nu se bazează pe iubire și pe răspundere, nu au nici o valoare. Am să vă spun o poezie tută lui Adrian Păunescu despre relația dintre părinți și copii. Mi se pare cea mai frumoasă scritură în acest sens. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minții, astăzi îmbătrânind, ne e dor de părinții. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și atât de noroc. Niște cruci încă vii răsuflând tot mai greu, sunt părinți aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e sută de lei. Că sunt tineri sau nu, după actele lor nu contează deloc. Ei albiră de dor ca să-și vadă copilul cu o treaptă mai domn. Câte muncă în plus și cât chin, cât ne somn. Chiar acum când scriu, ca și cum aș urla, eu îi văd și îi știu pătimind undeva. Ne amintim și de ei, după luni săptămâni, fii bătrâni ce suntem, cu părinți bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă n-au murit triști pe la casele lor, între ei și copii e o prăsire de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Căci din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, multe lacrimi au scurs, însă pentru potop încă nu e de ajuns. Mai avem noi părinți, mai au dânși copii. Pe pământul cu cruci numai om să nu fie. Cine are părinți, încă nu e pierdut. Cine are părinți, are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut.
ne-au adus până aici unde avem noi înșine ai noștri copii. Enervați pot părea când n-ai ce să-i mai rogi. Și în general sunt nițel pisălor, ba n-aud, ba nu văd, ba fac pașii prea mici, ba e nevoie prea mult să le spui, să-i explici. Cocârjați, cocoșați într-un ritm infernal, te întreabă de știi vreun șef de spital. Nu așa că te apucă mila de tot, mai ales de faptul că ei nu mai pot, că povară-i simți. Și ei știu că e așa. Și să uită la tine ca și cum te-ar ruga. Mai avem puțină vreme de dus pe conștiințe povara acestui abuz. Și apoi vom fi liberi, foarte liberi, sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Și abia când vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ai noștri copii, într-un trist și departe târziu, când vom afla vești eroase ce azi nu se știu, vom pricepe. Vom pricepe de ce fiii uită curând și nu văd nici un ochi de pe lume plângând. De ce nu e încă potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși veșnic a nins, deși lumea în care părinții am ajuns de o veșnicie e podidită de plâns. Toate florile floresc, înfloresc.
Sfânt de Rugăciune, Sfântâna Mare. Mulțumim Consiliului Județean. Nu plecați, stați aici cu noi puțin, vă rugăm frumos. Aveți o directoare atât de frumoasă, cum să nu stai aici cu noi? Permiteți-mi foarte repede să prezint și echipa care a evoluat în fața dumneavoastră. Grup vocal Angelos, dirijor Traian Stoiță. La coacă Marcel Angel. Grup Cameral Cantores, dirijor Petrișor Varga. Sonorizare Marius Fulea. Alături de mine o voce extraordinară din Ardealul nostru frumos, Ionuț Fulea. Invitatul nostru la acest concert, actorul Dorel Vișan. Porneam acest proiect și uite că am reușit să promovăm cântecul nostru din Ardeal, Preceazna, care e cântată în biserică de foarte mult timp și psalmii scriși de actorul Dorel Vișan. Am reușit ca, uite, 8 ani de zile să facem turneu în țară. Și mulțumim din suflet, doamnă director, că am ajuns aici, la dumneavoastră, să ne rugăm împreună, să ne pregătim. Noi vă dorim sărbători frumoase și vă rugăm dacă vreți să... Noi vă mulțumim că ne-ați propus acest proiect și mulțumim Consiliul Județean, bineînțeles, că ne-a sprijinit să vă putem aduce alături de noi. Vă mulțumim dumneavoastră, public drag, sărbători luminate din partea celor Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și din partea Consiliului Județean.